Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de către Admiral Markets. Este luni 24 octombrie 2016. Pavel Bistriceanu sunt și împreună cu dumneavoastră astăzi vom încerca să parcurgem evenimentele de interes major ale săptămânii și ale zilei în curs. În primul rând aș vrea să confirm cu dumneavoastră dacă totul se aude bine și dacă vedeți ecranul de prezentare. Vă mulțumesc, domnule Alin. Se pare că totul este în regulă. O să trecem repede mai departe. Am intrat în ultima săptămână a primei luni din acest trimestru, care, așa cum ne așteptam și cum am și menționat acest lucru la finalul trimestrului 3, a fost un început de trimestru cu o dinamică a pieței destul de importantă, o dinamică remarcabilă, spre deosebire de trimestrul 3 al acestui an, în care piețele au fost mai mult într-o perioadă de acumulare, într-o perioadă de asimilare a evenimentelor de risc major din finalul trimestrului 2, și aici mă refer cu siguranță la ceea ce s-a întâmplat în privința votului de ieșire a Marii Britanii din zona euro. Spuneam că trimestrul 3 al acestui an s-a remarcat printr-o volatilitate puțin mai ridicată, adică au existat mișcări importante, dar cel mai important aspect este acela că s-au evidențiat și anumite setup-uri, anumite oportunități de tranzacționare pe care traderii, într-o oarecare măsură, au putut să le fructifice sau să le tranzacționeze. Dacă ar fi să facem un scurt rezumat al acestei săptămâni, sunt două date economice care ar trebui neapărat să ne capteze atenția, să fie scoase în evidență, și aici mă refer la produsul intern brut pe Marea Britanie. Publicarea produsului intern brut este prima publicare, așa spune, după votul de ieșire din zona euro, după Brexit. Și publicarea produsului intern brut pe Statele Unite ale Americii, de asemenea foarte important, venind în contextul în care, așa cum am menționat și așa cum probabil știți, la jumătatea lunii decembrie va avea loc ședința Fed, la care se așteaptă în proporție de 70% ca Fed-ul să mărească dobânda. Dar mai avem până atunci, așadar avem o săptămână extrem de importantă pentru piețele globale, nu doar pentru GBP sau USD. Sunt date economice care vor influența marea majoritate a piețelor financiare și pe care traderii, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, le au în vedere, pentru că au această posibilitate de a influența piața pe termen scurt, dar și pe termen lung. Este foarte important, așadar, să înțelegem în ce context vedem piața și cu ce piețe avem de-a face. Dacă piețele sunt în range, dacă piețele sunt pe trend, dacă piețele au efectuat sau au realizat un anumit breakout, așa cum discutam în cadrul sesiunii trecute despre breakout-ul pe care îl făcuse dolarul. Și iată, vedem de la începutul lunii acestea vedem o evoluție remarcabilă de aproximativ 400 de pipi. Dacă ar fi să căutăm o oarecare continuitate în cadrul acestei prime luni din trimestrul 4, cred că dolarul american a fost sau a avut evoluția cea mai stabilă. Așa cum vă spuneam, după breakout-ul din swing-ul precedent descendent, vedem o străpungere și a primului nivel de rezistență și o oarecare consolidare în zona aceasta a celei de-a doua rezistențe, în zona 98.60. Aceasta ar fi practic următorul punct important de rezistență. Aș spune că a încheiat săptămâna trecută puțin de deasupra acestui punct, deci perspectivele sunt din ce în ce mai optimiste pentru dolarul american, care, dacă ne uităm pe un grafic puțin mai lung sau mai îndelungat,
am putea să spunem că tinde spre noi maxime, dar mai e mult până atunci și vom încerca să ne rezumăm la ceea ce avem acum în piață, la contextul actual de piață. Această ascensiune a dolarului a tras după sine și alte mișcări, alte setup-uri, precum cel al euro-dolarului, și aici mă refer la breakout-ul făcut în zona aceasta a liniei de trend ascendent și vedem că prețul s-a stabilizat undeva sub nivelul corectiv de 61.8, perspectivele rămânând de asemenea descendente. Este foarte important să urmărim acest instrument pentru că vom vedea puțin mai târziu sunt evenimente care au posibilitatea de a influența evoluția acestei perechi și nu numai. Întorcându-ne la calendarul economic din această săptămână, trebuie să menționez faptul că din punct de vedere fundamental este o săptămână destul de încărcată, nu neapărat ca și număr de evenimente propriu-zis, ci ca și importanța acestora. Dacă ne vom uita puțin pe calendarul economic, se vor reflecta doar câteva date importante, să spun așa, dar acestea vor fi cu efect, cred eu, pe termen lung. Pe lângă speculațiile care se vor crea pe marginea discursurilor membrilor Fed din cursul zilei de astăzi, vedem în a doua parte a zilei sunt câțiva membri ai Comitetului de Politică Monetară din Statele Unite, Dudley, Bullard, Evans, Powell, sunt membri ai Comitetului de Politică Monetară cu drept de vot și pe lângă speculațiile pe care se vor crea pe marginea discursului acestor oficiali, produsul intern brut de vineri de pe Statele Unite este cu adevărat genul de eveniment care poate influența piața pe termen lung și poate influența mai ales decizia Fed de la jumătatea lunii decembrie. Repet, mai există o ședință Fed pe data de 2 noiembrie, dar venind în contextul alegerilor din Statele Unite, probabilitatea ca Fedul să facă ceva rămâne destul de joasă. Mă refer aici la probabilitatea statistică. Nu s-au amestecat și nu cred că se vor amesteca în evenimentele economice, în evenimentele politice. Și aici mă refer la alegerile din Statele Unite. Pe de altă parte, datele din Marea Britanie de joi, afișarea sau publicarea produsului intern brut, își vor pune și acestea cu siguranță amprenta asupra evoluției lirei și a tuturor instrumentelor care includ lira sterlină și, de ce nu, și indicele FTSE, pentru că este și o săptămână în care se vor face publicările trimestriale sau raportările trimestriale, dar vom vorbi puțin mai târziu despre acestea. Discursul guvernatorului Mark Carney despre impactul Brexit-ului asupra economiei în cadrul Parlamentului de săptămâna aceasta, cu siguranță va avea și acesta un impact asupra evoluției lirei. Deci mâine la ora 5 și jumătate, 6 fără 25, discurs al guvernatorului Băncii Angliei în fața Parlamentului. Printre temele de importanță majoră ar fi impactul Brexit-ului asupra economiei Marii Britanii. Și bineînțeles că tot ce se va discuta aici va lăsa loc de interpretări și așa mai departe și va exista volatilitate. Vorbeam de raportările trimestriale din Marea Britanie, sau am menționat puțin mai devreme de aceste raportări trimestriale. Companiile britanice sau pe lângă companiile britanice care își vor face raportările trimestriale pe data de 26, 27, 28 octombrie, există și o serie de companii multinaționale foarte importante,
precum Ford, Jaguar, Siemens, care vor face aceste raportări și care în trecut au declarat că dacă vor remarca că circumstanțele nefavorabile sau circumstanțele nefavorabile, mai bine spus, create de Brexit, vor afecta într-un fel sau altul veniturile pe care le au în acest moment, nu exclud închiderea anumitor fabrici sau reprezentanțe ale acestor companii din Marea Britanie și nu exclud, bineînțeles, concedierea angajaților acestora, ceea ce implică, bineînțeles, foarte multe locuri de muncă care se vor reduce și, bineînțeles, ar putea să aibă o influență semnificativă asupra ratei șomajului. Poate nu la nivel imediat, dar cu siguranță va avea un efect pe termen lung. Așadar, există o oarecare doză de presiune care se va pune asupra lirei în această săptămână și aceasta vine pe de o parte din partea acestor raportări și din partea poziției pe care o vor avea mari investitori din Marea Britanie după aceste raportări, bineînțeles, în funcție de acestea se vor lua decizii, după părerea mea, și puțin mai târziu vom vedea că și produsul intern brut din Marea Britanie va avea o influență destul de importantă, pentru că venim după o decizie istorică, aș putea spune, și care vor și care va avea influență asupra economiei. Pe lângă raportările din Marea Britanie, produsul intern brut din Marea Britanie și din SUA, mai avem și mâine la ora 8, nu, la ora 6:30 va fi discursul lui Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, discurs care va avea loc la Berlin și a cărui subiecte abordate vor face referire la stabilitatea zonei euro post-Brexit, la politica monetară și la perspectivele de creștere economică în acest trimestru pe care le va avea zona euro. Să nu uităm că săptămâna trecută breakout-ul de la nivelul 1.0970, haideți să spunem 1.10, care a fost și un nivel de suport foarte important, a fost făcut în contextul în care la ședința de joi președintele Băncii Centrale Europene, între ghilimele, s-a scăpat și a spus că programul de relaxare cantitativă ar putea să continue și după martie 2017, așadar o declarație care, la care piețele cel mai probabil nu se așteptau, pentru că planul BCE părea destul de bine pus la punct. Dar se pare că aceste declarații au influențat piața și au determinat această reacție descendentă de la finalul săptămânii trecute undeva la 200 de pipi și va fi o mișcare, din punctul meu de vedere, care va continua dacă vom vedea o stabilizare sub zona 1.08, 1.08.20. Adică, din punct de vedere tehnic, vedem că prețul s-a stabilizat sub nivelul corectiv de 61,8%. Vedem că și contextul fundamental favorizează o evoluție descendentă. Pe de o parte, în Marea Britanie și în zona euro există și presiunea Brexitului care, și activării articolului 50, care își spune ușor-ușor cuvântul. Pe de altă parte, în Statele Unite, pe lângă alegerile care sunt sau lasă loc de incertitudini și de speculații, vedem o perspectivă pozitivă în ceea ce privește ridicarea dobânzii la ședința din 14 decembrie. Așadar, este o oarecare decorelare în perspectivele celor două bănci centrale, BCE și Fed, care teoretic și logic ar fi să influențeze pozitiv dolarul și mai puțin pozitiv euro, adică atât din punct de vedere tehnic și din punct de vedere fundamental, la momentul de față aș tinde să cred că perspectivele descendente continuă.
Pe lângă asta, targetul de inflație de 2% menționat de Draghi ca fiind principalul obiectiv al acestui program de cumpărare de active neperformante nu va fi foarte ușor de atins în contextul actual. Și asta nu exclude și o oarecare mărire a stimulului, nu doar din punct de vedere al timpului, ci ar putea include o mărire a stimulului și din punct de vedere al cantității sau al volumului de tipărire sau de cumpărare a activelor de către Banca Centrală Europeană. Piețele au inclus în preț un program a cărui final se preconiza a fi în luna martie anului viitor. Și asta ar însemna că o eventuală extindere a acestui program ar putea pune și mai multă presiune pe euro. Așadar, este de urmărit zona 1,0820-1,08 dacă vom căuta oportunități de vânzare pe euro-dolar. Un motiv în plus pentru care consider că discursul lui Mario Draghi are posibilitatea de a influența piețele săptămâna aceasta și ar trebui să ne determine să fim puțin mai precauți dacă vrem să ne poziționăm într-o tranzacție încă de la începutul săptămânii. Poate acesta ar putea să reprezinte un punct de reper pentru dumneavoastră. În cele din urmă, aș dori să menționez și un alt eveniment foarte important, un eveniment economic, publicarea inflației pe Australia în cursul zilei de miercuri de dimineață, la ora 3:30 noaptea, ar putea reprezenta un factor de asemenea foarte important pentru traderii care urmăresc valutele comodități, așa numitele valute comodități, AUD-ul, NZD-ul, poate și dolarul canadian. Ceea ce a susținut până acum mișcările de pe aceste perechi sau de pe aceste monede a fost și dezvoltarea unor trenduri sau unor tendințe destul de importante pe comodități. Și aici mă refer la petrol, corelat cu USD-CAD, mă refer la aur, care este corelat cu dolarul australian și asta a venit și în contextul în care Banca Noii Zeelande și-a manifestat intenția de a controla politica monetară și pe viitor. Dacă vorbim strict de AUD, din punct de vedere tehnic, vedem că a făcut un breakout fals din triunghiul de pe daily. Prețul s-a întors imediat în interiorul triunghiului. Asta din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere fundamental, Australia reprezintă o situație puțin mai particulară, întrucât economia acesteia cred că are mai mult de 20-25 de ani fără recesiune, cu o creștere economică constantă, în contextul în care marile economii s-au confruntat cu o criză la începutul anului 2008 și această criză nu s-a remarcat în mod deosebit pe dolarul australian sau în ceea ce privește economia Australiei. Oarecum toate aceste aspecte coroborate ar putea pune puțin la îndoială stabilitatea economiei și perspectivele pozitive pentru Australia. Există, bineînțeles, voci care spun că toată dezvoltarea aceasta economică și toată creșterea pe care a avut-o Australia de-a lungul timpului are drept fundament o mare bulă imobiliară, care la un moment dat, așa cum s-a întâmplat peste tot, se va sparge și asta va crea o perioadă de recesiune pentru Australia. La momentul de față sunt doar speculații și consider că datele pentru dolarul australian, în condițiile în care nu și-au manifestat intenția de a umbla la politica monetară, ar putea influența doar pe termen scurt AUD-USD, principalul activ
cred, pe care îl urmăresc traderii în momentul de față, pentru că pe termen lung, așa cum spuneam, văd perspective foarte bune pentru dolarul american. Și după finalul acestui an consider că e posibil să vedem o evoluție descendentă pe această pereche. Bineînțeles, trebuie să vedem și contextul în care se va face breakout-ul din acest triunghi. Și cred că se va ivi oportunitatea unei tranzacții pe termen mai lung cu un risk-reward puțin mai generos decât cele pe care le urmărim pe termen scurt. Dacă ar fi să facem așa un scurt review pe celelalte active de interes major, USD-ienul se păstrează sub zona de deasupra zonei de rezistență în zona 104 1.0380 aș spune și de deasupra norului Ichimoku. Consider că perspectivele pe termen scurt și pe termen lung sunt pozitive pentru această pereche. Trebuie doar găsit momentul oportun de intrare într-o poziție și să ne asumăm un risc mai mic. Consider că o zonă foarte importantă este zona 1.04-1.0420 aici, care se vede foarte bine și în această zonă. Dacă va face străpungerea la acest nivel, cred că e destul de ușor să ajungă în zona 1.06-1.0650, în zona 38.2 retragere Fibonacci pe un time frame puțin mai lung. Deci, de urmărit zona 1.04 ca și zonă, nu ca și nivel fix. GBP/USD, vom vedea în această săptămână cum vor evolua lucrurile. Din punctul meu de vedere, o zonă foarte importantă de suport o reprezintă zona 1.21. Observăm o consolidare sau o acumulare după reacția de acum 2 săptămâni, reacția descendentă. Despre AUD am vorbit, NZD. Haideți să trecem puțin și pe indici. Dow Jones, observ că a reușit să își păstreze nivelul de suport în zona 18.000, chiar dacă breakout-ul la acest nivel a liniei de trend ascendent, linia de trend ascendent la nivel anual, a fost realizat în zona aceasta, atâta timp cât nu văd o reacție sau un semnal sub zona 18.000, tendințele, din punctul meu de vedere, rămân pozitive pentru Dow Jones. DAX-ul, foarte important și un activ pe care îl urmăresc și care îmi place, a reușit, se pare, să treacă de nivelul corectiv 23.6, să se stabilizeze de deasupra acestui nivel și consider că dacă va face breakout-ul și în punctul 10.800, să văd o stabilizare la nivel zilnic de deasupra acestui nivel, cred că s-ar crea premisele unui setup bullish aici, până, de ce nu, până în zona 11.500, peste 11.000. Cred că ar fi un setup interesant de urmărit. S&P 500 e oarecum corelat cu Dow Jones-ul, atâta timp cât este peste 2.100. Perspectivele sunt pozitive din punctul meu de vedere. Observăm aici o divergență bullish cu MACD-ul, a creat un semnal de cumpărare. Vom vedea și care sunt volumele sau în ce măsură activul este unul atractiv pentru investitori. Petrolul tatonează cu zona 51 de dolari pe baril. Nu a reușit să facă o străpungere care să mă convingă, să spun așa deocamdată, atâta timp cât este sub zona aceasta, consider că evoluția este flat și că trebuie să așteptăm semnale importante sau semnale mai importante care să ne determine să luăm o poziție sau alta. Așadar, zona 51 este de urmărit și cum va reacționa prețul în acest punct. Aurul, așa cum spuneam și la sesiunea trecută, și-a găsit stabilitate în zona 1260-1265 și foarte important peste 1250.
zona 38.2, retragere Fibonacci. Am considerat că este o zonă foarte importantă și încă consider, însă este foarte important cum va evolua și dolarul în perioada următoare. Stabilizarea în această zonă de 1260-1265 vine în contextul în care și dolarul pare să aibă o perioadă de consolidare, o perioadă de acumulare în zona aceasta, cum spuneam la început, și consider că o eventuală apreciere în continuare a dolarului în contextul actual ar putea să pună puțină presiune pe zona 1250, dar atâta timp cât este peste 1250, un nivel atât din punct de vedere tehnic cât și fundamental foarte important, consider că nu ar fi atractiv pentru noi să căutăm oportunități de vânzare. Poate chiar m-aș gândi să caut oportunități de cumpărare peste 1250. Dar, repet, este o evoluție care este în mod direct, în momentul de față, corelată cu evoluția dolarului, cel puțin până în alegerile din Statele Unite. Așadar, o săptămână destul de importantă, o săptămână care ar putea reprezenta un catalizator pentru evoluțiile ulterioare ale piețelor la nivel global, atât la nivel de piața Forex pe regvalutare, cât și la nivel de comodități și mai ales la nivelul evoluției indicilor bursieri, care, din punctul meu de vedere, dau trendul în ceea ce privește aversiunea la risc a investitorilor. Cam atât pentru astăzi, ne vom opri aici. Vă doresc mult succes în tranzacționare, o săptămână cu setup-uri cât mai productive și vă dau întâlnire la următorul webinar organizat de către Admiral Markets, mâine dimineață, cu unul dintre colegii mei, Galin Vlad sau Robert Petre. Până atunci, mult succes în tranzacționare. La revedere!